Eu ce se întâmplă de când am văzut serialul Wednesday, vreau să vă spun că sunt urmărite o fantomă sau nu știu ce e, visez tot felul de chestii paranormale, așa că noi astăzi o să facem ceva horror la ora 3 noaptea. Luați-vă ceva popcorn, nu știu dacă sunt pregătit de acest videoclip. Astăzi o să sunăm la un număr de telefon, da, ați auzit bine, nu știu câți dintre voi ați văzut serialul Wednesday Addams. Încă din săptămâna lansării, acest serial a făcut recorduri de vizionări și a devenit rapid numărul 1 la nivel global. Serialul filmat în România a devenit un adevărat fenomen. Unele clădiri și așa mai departe au fost filmate în România și chiar chestia asta mă uimește, nu știu. Acea mână Tink, care o însoțește mereu pe Wednesday unde merge, a fost afișat un număr de telefon și se presupune că acel număr de telefon este al lui Wednesday. Și eu astăzi m-am gândit să sun la acel număr să vedem ce se întâmplă. Chiar sunt curios. Pro, nu știu dacă o să fie ceva de bine. Stai, ora e 3 și 3 minute. Nu știu, mi-e puțin frică, sincer vă spun. Dar... în acest serial au jucat și foarte mulți români, undeva la 3, prin 3 se numără și Victor Dorobanțu. Este nimeni altul decât Tink, acea mână umblătoare, și acea mână a fost controlată de Victor, gen nu este controlată de un computer, este reală, numai că i-a fost, corpul lui a fost îmbrăcat într-un green screen, brown screen, gen i-a fost editat să nu... îi se vadă corpul și s-a văzut doar mâna. Castingul a fost ceva super complex. A trebuit să afișeze diverse emoții prin mișcările mâinii, gen ceva ce mulți oameni nu realizează, că este foarte greu, dați seama, să faceți multe mișcări doar cu mâna, dar chiar nu știu, s-a descurcat enorm. Mi-a plăcut. Scrieți în comentarii dacă și vouă v-a plăcut, chiar sunt curios. Da, cum ați văzut și în serial, chiar Wednesday Addams arată foarte mișto, gen, nu știu. Nu știu dacă vrea numărul meu. Vezi că la mine, gen, am Instagram-ul jos, putem ieși la o cafea. Ce? Nu știu dacă ați văzut pe TikTok, tot mai multe fete încearcă să o imite pe Wednesday Addams. Dansează cum dansează ea, se îmbracă în așa fel. Nu știu, mi se pare un caracter super Wednesday. Scrieți-mi comentarii dacă vă place de ea sau de ce caracter v-a plăcut cel mai mult. Așa că a venit momentul acum să sunăm la acel număr să vedem dacă o să răspundă cineva. Eu chiar sunt curios să văd dacă răspunde cineva. Am aici telefonul, da? Dacă mă întrebați ce telefon am, am un telefon Samsung Galaxy S20 Plus. Bun, deci acolo avem așa 4199 sau i3 ăla 41955-1938. Ok, ăla e 3, 100% e 3. Deci punem așa 413-555-1938. Credeți că o să răspundă cineva? Eu sunt curios, hai să vedem. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. The number you have dialed is not assigned. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Spune că numărul gen nu e bun, gen nu... Tega, das kann ich wahr sein. Credeam că răspunde cineva. Acum trebuie să punem... Ce se întâmplă dacă punem... gen prefixul din America în față, chiar sunt curios. Care e prefixul din America? Asta e problema, trebuie să ne uităm puțin. 001. Deci 001. Digga, was wollt ihr eigentlich von mir, Mann? Verpisst euch! Es kann nicht wahr sein, ich hab kein Geld mehr auf dem Konto, Digga. Deci, îmi spune că nu mai am bani pe cont, gen, pe cartelă. Gen, dacă o sun...
Gen, dacă îl sun pe... O sun pe mama, gen, merge. Și dacă sună în America, spune că nu am bani. Ceva... Ceva se întâmplă. Ce se întâmplă dacă încercăm prefixul din România? Chiar îți curios? Bro, ce se aude? Se aude ceva? Nu știu, mă rog. Deci punem aici în față prefixul. Prefixul gen din România e 007, parcă, sau nu mai țin minte. 0076 sau nu știu, 007, mă rog, punem așa să vedem ce se întâmplă, chiar sunt curios. Actuella Kontostand beträgt minus 79 cent. Bro, îmi spune că nu am bani pe cont, eu nu înțeleg. Ai zis ca nici vaza, indiga. Îmi spune că nu am bani pe cont, nu înțeleg de ce. Bro, ca nici vaza, deci nu înțeleg ce pot să fac acum. Sună șaise de grea. No way, mă sună Wednesday Addams? He? Și după cum puteți vedea, e același număr care l-am pus. Bun. De ce am închis? He? De ce am închis? Mă sună din nou. Alo? Hi. What's your talent? I can read mine. No, you can't. Yes, I can. This would be really happening. It is really happening. Think of a number. Oh, okay. Seven. Purple. Purple. Wednesday. Hello, Mawuz. Wednesday. Hello. Do you hear me? Cine a fost? Bro. Era Wednesday Addams, nu pot să cred, m-a sunat. Bro! Ce? Ce se întâmplă? O mână mă urmărea? What the... Think? Mă urmărește? Bro! Sunt urmărit, dar am murit, ciao. Dementa asta mă urmărește pe aici. Dementa asta mă urmărește. Yo! Poate urca Hulk aceste scări în GTA 5? Hei, salut, tu stămați și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem din nou un experiment în GTA 5 și astăzi o să vedem dacă putem urca cu incredibilul Hulk aceste scări aici din GTA 5.